Așa au reacționat oamenii din localitatea Cernu, județul Bacău, atunci când episcopul Ioachim Băcăuanul a coborât printre localnici din bolidul său. Intenția reprezentantului Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului era de a-i anunța oficial că părintele local avea să fie schimbat, aparent fără motiv, susțin oamenii. Unde aveți banii ăștia? Cu cine ați făcut? De ce? De unde? Unii contribuția bisericii, aici, aici, românări de acolo, aici, aici, în mașina lui. Aici trebuia să vină cu bicicleta. Da, da. Banii noștri că ajută la biserică. Da, da. La acuzații s-a alăturat și părintele bisericii locale. Recunoști de unde ai mașina asta, Cosma Vasile? Nu. De ce nu recunoști? Nu e de ce? Da. De unde? De ce nu recunoașteți? Câtă șpagă luați la parohii și de pace? Încolțiți de credincioși, suita episcopală a apelat la autoritățile locale pentru protecție. De ce vrea? Cum o zică? Nu mai tare, tare. Dar de ce m-a bruscat, părinte? Dar de ce m-a bruscat? Dar nu m-ați dat, m-ați bruscat. După scandal și în ciuda numeroaselor mărturii, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a anunțat că, de fapt, episcopul